Vă salut, prieteni! Eu sunt Elena Oprică, și tu ești pe canalul Descoperă lumea, locul din YouTube unde găsești informații de calitate pe teme de mistere și teorii validate științific. Dacă ați apucat să dați click pe acest video, întâmplător sau deliberat, nu fugiți până nu vedeți și nu auziți această poveste șocantă. Misterul femeii care a revenit la viață după ce a fost congelată la minus 30 de grade Celsius. Cu toții am auzit de cazuri medicale excepționale. Cele mai multe pot fi explicate. Însă ce ne facem cu cele pe care nimeni nu le poate desluși? Un astfel de miracol a avut loc în 1980, când o fată pe nume Jean Hilliard a înghețat la minus 30 de grade Celsius, iar apoi a revenit la viață în mod inexplicabil. Doctorii pur și simplu nu au nicio explicație a felului în care fata a supraviețuit, însă povestea este cât se poate de adevărată. Pe data de 20 decembrie 1980, automobilul lui Gian Hilliard, în vârstă de 19 ani, a derapat pe un drum cu gheață și s-a oprit într-un șanț. Fata se îndrepta către casă după ce fusese în vizită la o prietenă. Gien nu a fost rănită în urma incidentului, dar nu a rămas în mașină, temându-se că va muri înghețată. S-a gândit să meargă până la casa unui prieten care locuia în apropiere. Totuși, temperatura era de minus 30 de grade Celsius, iar casa acestui prieten se afla la o oarecare distanță. Gien mergea contra vântului, iar picioarele o dureau cumplit din cauza frigului. După ce a mers trei kilometri prin zăpadă, tânăra s-a prăbușit pe strada din fața casei prietenului său. După cum avea să-și amintească mai târziu, Jean a văzut șoseaua din fața casei și a căzut brusc din cauza extenuării. Nu se mai putea mișca. Când puterile au părăsit-o și a căzut, ceasul arăta ora 1. Fata a zăcut acolo preț de șase ore în stare de inconștiență. În acest timp, corpul îi îngheța încetul cu încetul și începea să se prefacă într-o statuie de gheață. Corpul îi se transformase deja într-un bloc de gheață atunci când prietenul ei, Wally Nelson, a ieșit din casă și a văzut-o întinsă pe jos. A zăcut șase ore în zăpadă la minus 30 de grade. Era ora șapte dimineața. Wally a crezut că era moartă, fiindcă fața fetei era albă ca varul. În jurul orei 8, Jean a fost dusă la spitalul din localitate, unde doctorii habar n-aveau ce să-i facă pentru a o salva. Corpul ei nu a răspuns la nicio formă de îngrijire medicală. După cum au relatat ulterior medicii, Jean respira foarte încet și inima ei avea doar câteva bătăi pe minut. Nu exista niciun spațiu în care să fie introdus termometrul pentru a-i lua temperatura. Era înghețată, bognă și complet rigidă. Nu putea să-și miște nici încheieturile. Doctorii n-au putut să-i miște nicio parte a corpului și nici măcar n-au reușit să-i penetreze pielea cu acul seringii. Ochii fetei congelați și ei nu reacționau deloc la lumină. Era complet înghețată și se părea că nu are nicio șansă de supraviețuire. Fără să poată face mai multe, doctorii i-au pus pansamente calde și umede pe corp pentru a-i crește temperatura. În jurul prânzului, însă, Gina a început să geamă și a cerut apă. În mod miraculos, revenise la viață. Pe durata nopții a început să-și miște ușor brațele și mâinile, și până să treacă trei zile, reușise să-și miște și picioarele. Cel mai ciudat caz din istoria medicinei: Interesant este faptul că nu a fost nevoie de nicio amputare. Toate predicțiile doctorilor care susțineau că avea să-și piardă ambele picioare s-au dovedit eronate. Doctorii au fost uimiți și au spus că era pentru prima oară când erau martorii unei asemenea reveniri. În final, Jean nu și-a pierdut niciun membru și a petrecut șase zile în secția de recuperare intensivă, înainte de a fi dusă într-o cameră de spital obișnuită. După 49 de zile, Jean a fost externată din spital fără să sufere vreo afecțiune permanentă. De fapt, era într-o stare perfectă. Acest mister medical este încă neelucidat. Este pur și simplu imposibil de înțeles cum poate supraviețui un om după ce a fost înghețat într-un asemenea grad. Natura umană este cu adevărat miraculoasă. Cum poate supraviețui un corp înghețat în stare solidă? Poveștile despre oameni care au supraviețuit la temperaturi de îngheț sunt destul de neobișnuite pentru a deveni știri, dar nu sunt nici chiar atât de rare. De fapt, doctorii specialiști în climate reci au o vorbă. Nimeni nu e mort până nu e cald și mort. Faptul că hipotermia extremă nu înseamnă neapărat și sfârșitul vieții a devenit o metodă terapeutică în sine. În condiții controlate, scăderea temperaturii corpului răcește metabolismul și reduce nevoia insațiabilă de oxigen a corpului. Sub control medical și foarte rar altfel, un trup înghețat poate pune frână procesului de deces printr-un puls căzut, cel puțin pentru un timp. Povestea lui Jean Hilliard iese în evidență prin starea ei extremă de hipotermie nu pentru că temperatura ei era de 27 de grade Celsius cu 10 sub cea a unui om sănătos. Era în aparență înghețată. Fața ei era cadaverică, ochii înghețați și despre piele s-a spus că era prea tare ca să poată fi înțepată cu un ac hipodermic. Cuvintele lui George Sader, medicul care a tratat-o, sunt următoarele. Corpul ei era rece cu totul solid, ca o bucată de carne scoasă din congelator. Dar în numai câteva ore încălzit cu pături termice, corpul lui Hilliard a devenit sănătos. Până la prânz vorbea și a plecat curând din spital cu doar unele amorțeli și bășici la degetele mari ale picioarelor ca să ducă o viață obișnuită, neafectată de o noapte, ca țurțure uman. Pentru familie și prietenii din comunitate a fost datorită rugăciunilor. Dar biologia ce are de spus? Spre deosebire de alte materiale, apa are volum mai mare în stare solidă decât ca lichid. Este o veste proastă pentru țesuturile expuse la frig, deoarece conținutul lor de lichid se poate dilata până la punctul de rupere a containerului. Chiar și câteva cristale răzlețe care se formează unde nu trebuie pot străpunge membranele celulelor cu vârfurile lor ca niște ace, făcând extremitățile să aibă porțiuni înnegrite cu piele și mușchi mort, ceea ce numim în general degerături. Unele animale au dezvoltat adaptări ingenioase pentru a supraviețui în condiții de îngheț dar fără nimic mai mult decât unele observații de suprafață, e greu de spus cum a rezistat corpul lui Jean Hilliard. Are caracteristici chimice sau tisulare unice? Poate. O întrebare mult mai importantă este ce a însemnat înghețat în cazul ei. Deși scăzută, temperatura corpului era mult peste cea de îngheț, este o diferență uriașă între metaforicul înghețat până în măduva oaselor și apa cu adevărat solidificată în vene. Faptul că trupul lui Gin părea solid este un semn obișnuit al hipotermiei severe, când rigiditatea mușchilor crește atât de mult încât aduce cu rigor mortis, înțepenirea care survine la un corp mort. Nu este prea surprinzător nici că suprafața corpului ei era rece și albă, că și ochii păreau sticloși și solizi. Corpul își va închide vasele de sânge de sub piele pentru a menține în funcțiune organele până la punctul în care va părea cadaveric și rece la atingere. Cu prea puține, în afară de unele relatări uimitoare, se poate doar specula dacă trupul înghețat al lui Jean Hilliard a fost unul tipic sau șocant sau surprinzător în abilitatea lui de a rezista unei asemenea schimbări extreme de stare. Nu există însă nicio îndoială că a avut noroc. Cu cât vom ști mai multe despre lucrurile uimitoare pe care le poate face corpul omenesc, cu atât mai puțin ne vom baza însă pe noroc în viitor pentru a salva vieți și mai mult pe progresele medicinei. Prieten, cam atât despre subiectul de azi. Aștept părerile voastre în secțiunea comentarii. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați să vă abonați la canal, să dați like și share dacă v-a plăcut acest material.